rugați pentru noi, înalt preasfințite Părinte, să îndrepteze Dumnezeu pașii voștri. Bun găsit, dragi ascultători, dar dragi telespectatori, suntem astăzi împreună pe această frumoasă sărbătoare, pe această linie liturgică pe care o pune înaintea noastră acest praznic al adormirii Maicii Domnului. Transmisia noastră este de la Mănăstirea Nicula din județul Cluj, mănăstire aparținătoare de Arhiepiscopia Clujului, și în aceste momente se dă binecuvântarea pentru începutul acestui parcurs liturgic, lângă care nădăjduim să rămânem împreună cu toți cei care se închină la acest frumos praznic de la Nicula, de la Mănăstirea Nicula. Sfânta Liturghie este oficiată de către trei ierarhi. Este vorba de Arhiepiscopul și Mitropolitul Vadului, Feleacului și Clujului, înalt preasfințitul Părinte Andrei, care liturghisește împreună cu preasfințitul Părinte Veniamin, episcop al Basarabiei de Sud, alături de preasfințitul Părinte Macarie de Glavinița, episcop vicar al Mitropoliei de Ruse din Bulgaria. Alături de cei trei ierarhi sunt în sobor atât preoți cât și diaconi. De asemenea, cântările de la strană vor fi înălțate în cinstea Maicii Domnului, în cinstea acestui moment liturgic, de către corul de cameră Psalmodia Transilvanica, dirijat de Părintele Profesor și director al Școlii Doctorale de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, Părintele Vasile Stanciu. Pentru preasfințitul Părintele nostru Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, pentru preasfințitul Părintele nostru Macarie de Glavinița, episcop vicar al Mitropoliei de Ruse, pentru cinstita preoțime și tu Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. În ultima săptămână din acest post al adormirii Maicii Domnului au venit foarte mulți pelerini. Mii de pelerini au fost și aseară la prohodul Maicii Domnului și trebuie să ne amintim că această procesiune este una dintre cele mai vechi consemnate în istoria bisericească transilvaniană, în acest mirific loc al mănăstirii Nicula. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! O, Svete, iubitele sei, seacum grade strane i veru i живущих них, Господу помолимся. Господи, помилуй. Кадрул ectenilor, auzim aceste cereri pe care credincioșii împreună cu liturghisitorii le înalță lui Dumnezeu. Ele sunt rostite atât în limba română cât și în limba bulgară, da? Deoarece toți cei care coliturghisesc împreună participă cu rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Suntem la un praznic important din anul bisericesc,
la praznicul adormirii Maicii Domnului, un praznic, o sărbătoare care așează alături atât visul, cât și fericirea, cât și binecuvântarea, pacea, calmul și bucuria pe care o aduce întotdeauna o sărbătoare închinată Maicii Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia. În zilele precedente, la momentele de rugăciune, la momentele de închinare, la momentele de liturghisire, au vorbit invitați aparte. A fost și preasfințitul episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, preasfințitul Benedict, care a rostit un frumos cuvânt legat de acest moment de sărbătoare ca fiind un eveniment, o pedagogie, o lecție duhovnicească de smerenie pentru noi, pentru fiecare dintre noi cei care o cinstim pe Maica Domnului. De asemenea, un cuvânt aparte l-a avut cu două serii în urmă Părintele Profesor Stelian Tofană, care a vorbit despre perspectivele pe care Noul Testament le aduce vis-a-vis de Maica Domnului, de rolul ei mijlocitor înaintea Fiului, și a fost un cuvânt însoțit de mult har, de multă putere duhovnicească, astfel încât cei prezenți alături de rugăciune au avut parte și de un moment catehetic, să spunem așa, care i-a apropiat mai mult de înțelegerea și profunzimile acestei sărbători. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Bine ești cuvântat, Doamne. Pachi, pachi, mirum Gospodu, pomolim se. Urmează din nou o ectenie mică, câteva cereri, da, legate de viața noastră care este adusă înaintea lui Dumnezeu, moment pregătitor pentru cel de-al doilea antifon, texte din psalmi care sunt cântate, sunt celebrate la fiecare liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și este foarte important să înțelegem că aceste ectenii, aceste rugăciuni sunt însoțite de către rugăciuni pe care preoții, arhierei le rostesc în taină și ele ne aduc în prezența lui Dumnezeu atât cu sufletul cât și cu trupul, cu viața noastră. Urmează cel de-al doilea antifon, spuneam, un antifon care îl preamărește pe Fiul ca cel ce este cuvânt al lui Dumnezeu, fără de moarte, care pentru mântuirea noastră a primit să se întrupeze din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria. Să ascultăm acest frumos imn liturgic. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu,
Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, carele neschimbate întrupat și răstignindu-te Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, noua ectenie mică, în timpul căreia se citesc alte rugăciuni de către preoții liturghisitori. Și această ectenie pregătește un al treilea antifon, cel al fericirilor, al acelor stări despre care Hristos, Mântuitorul nostru, vorbește, ca fiind expresia intrării noastre în Împărăția lui Dumnezeu, apartenența noastră Împărăției Cerești a lui Dumnezeu. Ele fac parte din cuvântarea de pe munte pe care Mântuitorul o rostește. Sunt celebrele cuvinte, celebrele fericiri pe care le găsim în Evanghelia după Matei, la începutul capitolului 5. În timpul cântării acestor fericiri vom observa un frumos moment liturgic în care Evanghelia este purtată de către diacon și el fiind urmat de toți cei care liturghisesc. Această evanghelie este adusă prin mijlocul poporului și este așezată pe altar. Întreaga liturghie este focalizată pe Hristos, pe Hristos cuvântul, și de aceea evanghelia este miezul, este centrul întregii evanghelii, evanghelia lui Hristos, care este Hristos însuși. Să reascultăm aceste frumoase cuvinte rostite de Hristos la începutul predicii de pe munte. Că aceia se vor sătura, fericiți și milostivi, că aceia se vor milui, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni și minții-mi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. De la Nicula, icoana făcătoare de minuni, care este cinstită și este așezată la loc de cinste în cadrul liturgic și în această sărbătoare. Evanghelia este
așezată acum pe masa altarului, pe masa pe care se săvârșește Sfânta Liturghie, este așezată pe Antimis, pe locul în care se va săvârși această aducere a jertfei euharistice, a pâinii și a vinului care vor fi sfințite pentru ca noi să ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului. Urmează un moment de dialog liturgic, de dialog teologic între liturghisitori și poporul care asistă, este coliturghisitor la această sfântă liturghie. Îl vedem în imagini, cădind masa altarului, da, pe preasfințitul Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, alături de liturghisitori avem pe mulți dintre credincioși veniți din toate colțurile țării. Au venit cu nădejdea ca să se întâlnească cu prezența dumnezeiască, cu rugăciunea mijlocitoare a Maicii Domnului. Au venit fiecare cu problemele lor, cu frământările lor, dar și cu dorința de a veni înaintea lui Dumnezeu și de a cânta, de a celebra, de a se bucura de această frumoasă sărbătoare a adormirii Maicii Domnului. Și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, acest frumos dialog teologic, Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși, ne aduce aminte de scopul pe care are fiecare sfântă liturghie, fiecare moment euharistic, acela de a ne aduce în prezența lui Dumnezeu în vederea mântuirii noastre. Mântuirea o dă doar Dumnezeu, face Dumnezeu, pentru că ea se regăsește în planul lui Dumnezeu, ea se regăsește în jertfa Lui. Gospodi, spăsi Bogu cestivio. Partea subiectivă a mântuirii este legată de ceea ce omul răspunde, ceea ce omul face vis-a-vis de această lucrare obiectivă pe care o face Dumnezeu pentru noi. Detaliile liturgice ne orientează spre Hristos, spre Mântuitorul Hristos, spre jertfa Lui, spre persoana Mântuitorului. De aceea și binecuvântarea pe care o va face arhiereul, o va face înalt preasfințitul Părintele nostru Andrei,
Cele două lumânări, numite dichero, trichero, au trei, respectiv două lumânări care ne aduc aminte atât de natura dumnezeiască, cât și firea dumnezeiască, cât și firea umană a lui Hristos, dar ne aduc aminte și de Sfânta Trăime, da? De modalitatea în care noi mărturisim atât prin cuvintele noastre, cât și prin viața noastră, această realitate a lucrării Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, cât și această natură a Bisericii, care este atât dumnezeiască, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, cât și umană. Să ascultăm în continuare acest frumos dialog liturgic. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfinte Dumnezeu, Dumnezeule, Dumnezeule, caută dintr-o înălțimea Sfântului Tău locaș și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta Ta și o desăvârșește pe ea. Господи, Господи, призри с небеса и виж, и посети виноград сей, утверди, его же насади, десница Твоя. L-am auzit și pe preasfințitul Macarie din Glavinița, episcopul vicar al Mitropoliei de Ruse din Bulgaria, care aseară a rostit un cuvânt de învățătură în care le-a amintit credincioșilor prezenți la mănăstire că Maica Domnului este atât predica cât și icoana bisericii. De ce? Pentru că ea l-a purtat în brațele sale pe Mântuitorul și l-a dat lumii de atunci, ceea ce face ca până astăzi Sfânta Biserică să-L poarte pe Hristos și să-L împartă credincioșilor. De aceea, astăzi, aproape toată biserica s-a făcut parte din această taină. În spatele Scripturii, în spatele Bunei Vestiri, este Hristos Mântuitorul purtat de Maica Sa. Episcopul Macarie a mai fost la Mănăstirea Nicula și în urmă cu 20 de ani, când era student la teologie, și el și-a amintit de bisericuța în spatele căreia, nu-i așa, se săvârșește acum Sfânta Liturghie, și s-a bucurat de prezența icoanei Maicii Domnului. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Înțelepciune! Din epistola către Filipeni... Se citește pericopa apostolului, care, așa cum știm, la fiecare sărbătoare a Maicii Domnului, este din epistola Sfântului Apostol Pavel către Filipeni, din capitolul 2, versetele de la 6 la 11. Să ascultăm acest text. Iisus, care Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi El netocmai cu Dumnezeu și s-a deșertat pe sine, chip de rob luând.
făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om. S-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a prea înălțat și a dăruit lui nume care este mai presus de orice nume. Ca într-o numele lui Iisus tot genunchiul să se plece ale celor cerești și ale celor pământești și ale celor de dedesubt și să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos. Întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Pace ție, cititorule, și Duhului tău. Un text din Sfânta Scriptură, un text din Epistola Sfântului Apostol Pavel, care vorbește despre această stare de jertfă a lui Hristos, stare în care El renunță pentru o vreme la acel statut de, pe care l-a avut din smerenie, da? Tocmai pentru a ne ridica pe noi la acel frumos statut al desăvârșirii alături și în prezența lui Dumnezeu. Binecuvintează-n al preasfințite Părinte! Să ascultăm acum pericopa Evangheliei. Apostol și evanghelist Luca. O pericopă care se citește întotdeauna la sărbătorile Maicii Domnului din Evanghelia după Luca. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Său Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei prea iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie, după cuvântul vostru, un al preasfințite Părinte. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Mâine ție, Doamne, mâine ție. Vom în vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, ascultă cuvintele Lui.
țară ta însă se silia să facă ospăț mare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc. Spune-i doar ca să-mi ajute. Dar Iisus răspunzând i-a zis, Marto, Marto, te silești de multe, te îngrijești, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai subt. Dar Iisus a răspuns, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Vedem în finalul Evangheliei această deschidere pe care o face Hristos de la Maica Domnului, această comuniune cu Hristos se extinde la toți cei care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Familia Maicii Domnului sunt toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc pe mama sa, pe Fecioara Maria. În continuare vom asculta cuvântul de învățătură pe care îl va rosti în al preasfințitul arhiepiscop și mitropolit al Clujului, Vadul Feleacului, înaltul Andrei. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Omul născut din femeie are puține zile de trăit și se satură de necazuri. Cartea dreptului Iov, capitolul 14, versetul 1. Preacuvios și preacucernici părinți, domnilor parlamentari, domnule ministru, domnilor primari, onorate oficialități și iubiți frați și surori, dăm slavă lui Dumnezeu că încă o dată suntem la hramul mănăstirii de la Nicula. Hram frumos ocrotit de preasfânta Maică a lui Dumnezeu. Cuvântul de învățătură îl leg de o realitate pe care am exprimat-o prin versuri tot postul adormirii Maicii Domnului. Călător pe o mare veșnic zbuciumată, noi ne-am pus în tine chiar nădejdea toată. Greutățile sunt multe, necazurile sunt multe, încercările sunt multe. Iar noi venim aici la icoana Maicii Domnului și îi spunem, am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem. Sigur că ne adresăm Maicii Domnului
știind că sunt eficiente rugăciunile pe care ea le face către Domnul nostru Iisus Hristos. Și s-ar putea întreba cineva ce prerogative are Maica Domnului ca să o asculte pe ea Domnul nostru Iisus Hristos. Trei prerogative importante. Întâi de toate, este născătoare de Dumnezeu. La începutul creștinismului au fost multe convulsii. S-au organizat sinoade ecumenice care s-au preocupat de persoana Domnului Iisus Hristos. Și sinoadele au dat răspuns indubitabil. Domnul Iisus Hristos este om adevărat și Dumnezeu adevărat. Și pe cale de conștiință, Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Acesta este primul motiv pentru care, cu mult drag, cu multă îndrăzneală, ne adresăm ei ca să se roage Fiului Său și Dumnezeului nostru. A doua prerogativă a Maicii Domnului este aceea că ea este pururea fecioară. Fecioară înainte de naștere, fecioară în timpul nașterii și fecioară după naștere. Chiar dacă sunt oameni care se îndoiesc, Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură ne spune că Maica Domnului este pururea fecioară. În capitolul 44 de la Ezechiel, locul pe care l-ați auzit citindu-se aseară la paremii, zice așa: apoi m-a dus bărbatul acela, îngerul, apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afara templului, spre răsărit, și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul: poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și niciun om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeului Israel va intra pe ea. Aceasta este realitatea prorocească cu sute de ani făcută, că Maica Domnului este pururea fecioară. Și un al treilea motiv pentru care avem îndrăzneală să ne rugăm către Maica Domnului este acela că ea este mai presus decât toate făpturile. Cântăm noi la slujbele noastre: ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea într-adevăr născătoare de Dumnezeu te mărim. Și datorită acestor prerogative îi adresăm rugăciunile noastre cu dragoste, cu îndrăzneală, și în lumea aceasta încercată de atâtea necazuri, prin mijlocirile Maicii Domnului, așteptăm mângâierea Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, dumneavoastră știți foarte bine câte sunt încercările, necazurile, greutățile la care trebuie să le facem față. În lumea noastră însă, două necazuri sunt evidente. Pe de o parte, această epidemie de COVID care îi încearcă pe mulți dintre semenii noștri. Pe de altă parte, acest război din Ucraina care e de neînțeles și pentru care ne rugăm Maicii Domnului să intervină la Domnul Hristos să ne dea minte
celor ce au ar putea prin tratative să-l sisteze. Și apoi sunt multe alte necazuri pentru fiecare dintre frățiile voastre în parte. Și de aceea îi spuneți Maicii Domnului, am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem. În Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Ioan, ni se relatează în capitolul 2 că la un moment dat s-a făcut nuntă în Cana Galilei. Și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi și era și mama lui acolo. Și a intervenit un moment de impas. Auziți Evanghelia aceasta la fiecare cununie. Nu mai aveau vin. Și mama lui a zis celor ce slujeau, faceți orice vă va spune. Ce vă va spune El, Hristos? Și erau acolo 6 vase de piatră puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vedre. Zisa lor Iisus, umpleți vasele cu apă, și le-au umplut până sus. Și le-a zis, scoateți acum și aduceți nunului. Iar ei i-au adus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa știau, a chemat nunul pe mire și a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și-au crezut în trânsul ucenicii săi. La rugăciunile cui? La rugăciunile Maicii Domnului. A făcut Domnul Iisus Hristos prima minune înmulțind vinul, prefăcând apa în vin la nunta din Cana Galilei. Deci, venim la Maica Domnului. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem. Acum relatările noastre pioase sunt pline de exemple din care tragem concluzia că Maica Domnului ne ajută pe noi păcătoși. A trăit până mai anii trecuți la Sfântul Munte Athos un om al lui Dumnezeu, părintele Petroniu Tănase, era starețul schitului românesc de acolo. Și printre altele, având și condei, a scris o cărticică intitulată Icoane Smerite. Chiar e bine să vă faceți rost de ea. Și una dintre icoanele smerite din cartea părintelui Petroniu Tănase era adresată părintelui Ilarion Ionică. Lucrarea a făcut Maica Domnului o minune extraordinară. Părintele Ilarion Ionică era bărbat tânăr, însurat, cu copii. Și într-o noapte de iarnă mergea între 2 sate și a fost înconjurat de o haită de lupi. Bietul om și-a pierdut nădejdea că va mai trăi. Și-a ridicat ochii spre cer și a zis, Doamne, dacă mă scapi, călugăr va fac. Și dintr-o dată, din sens opus, a venit o sanie cu zurgălăi, o sanie cu cai, și s-au speriat lupii și au fugit. Dar Ilarion Ionică și-a ținut promisiunea. A intrat la mănăstire, la Sihăstria. Mulți dintre frățiile voastre, făcând pelerinaje, ajunge și la această mănăstire minunată. Și zeci de ani a fost iconomul mănăstirii, adică cel ce avea grijă
de cele trebuincioase la mănăstire. Și acum la 86 de ani s-a dus în pădure după lemne pentru mănăstire și a căzut un buștean peste picior și a rupt piciorul. Piciorul nu se tămăduia, suferea cumplit. Se ruga lui Maicii Domnului cu tot sufletul său. Și într-o seară, fiind în chiliuța lui, intră pe ușă doamna doctor de la Târgu Neamț. Așa a crezut el, că e doamna doctor. Și l-a întrebat doamna, de ce plângi, părinte Ionică? Doamna doctor, cum să nu plâng la vârsta mea? Mi-am rupt piciorul și nu se mai tămăduiește. Și încă nu sunt chiar gata de plecare. Și zice doamna doctor, nu mai plânge, părinte Ilarion. Te faci sănătos. De fapt, doamna doctor era maica Domnului. Și din seara aceea, lucrurile au mers bine, s-a făcut sănătos și s-a mai dus în pădure după lemne. Auziți? O intervenție raționaliștilor li s-ar părea banală, dar nu-i banală deloc. În toate necazurile și greutățile ce dau peste noi în această viață și ne rugăm Maicii Domnului, Maica Domnului ne ajută cu rugăciunile sale. Așa că un post întreg am cântat Maicii Domnului, călător pe-o mare, veșnic tulburată, noi ne-am pus în tine chiar nădejdea toată. Dar veți spune, frățiile voastre, nu e bine să plecăm de la mănăstire cu acest gând trist, că în lumea aceasta sunt doar necazuri, greutăți și încercări. Și nu e bine să plecăm cu gândul acesta trist. De aceea v-am pomenit cartea părintelui Petroniu Tănație, dar vă mai pomenesc o carte intitulată Orice zi e un răsărit de soare. Și cartea a fost scrisă de abatele Evelie. Și este un răspuns la cei care toată ziua se plâng că nu le merge bine una, că nu le merge bine alta. Rezum cartea. Zice autorul, când te scoli dimineața și constați că mai ai doi ochi sănătoși cu care privești zările și alții sunt nevăzători, nu ești tu un om fericit. Constați că ai și două picioare cu care te poți ridica din pat, nu ești tu un om fericit, pentru că alții, bolnavi fiind, sunt duși cu căruciorul. Mai mult, constați că ai două brațe sănătoase cu care poți munci, nu ești tu un om fericit. Și-și continuă gândul pe mai departe și ne spune nouă tuturor că avem 1000 de motive ca să fim optimiști și să nu ne plângem de toate. De fapt, Domnul Iisus Hristos, Fiul Maicii Domnului, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, versetul 33, ne învață să fim optimiști. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am învins lumea. Ba mai mult, în Evanghelia după Matei, în capitolul 11, versetul 28, zice Domnul Hristos, veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre,
că jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Așa că, oricât de multe ar fi necazurile și greutățile și încercările, optimismul nu trebuie să ne-l pierdem. Cu optimism în suflet trebuie să plecați de la mănăstire, de la Nicula. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem. Iar când vom pleca, tot prin versuri, așa cum zicem de zeci de ani, Maică, Tu ne-ai ajutat. De-am făcut ce ni s-a dat. Ne-am ușurat sufletul, ne-am îndreptat umbletul. Încărcați de-a Ta iubire, plecăm de la mănăstire. Acesta este gândul pe care am vrut să vi-l pun la suflet, dorindu-vă ca pelerinajul de la mănăstirea Nicula să vă fie cu folos la mulți ani. Am ascultat cuvântul de învățătură al înalt preasfințitului părinte Andrei al Clujului și am înțeles câteva din motivele pentru care o cinstim pe Maica Domnului, respectiv care ar fi aspectele practice în care trebuie să înțelegem prezența și lucrarea și să vedem lucrarea ei. Cu toate acestea, Maica Domnului, vedem și Nicoana pe care o avem aici la Mănăstirea Nicula, Nicoana făcătoare de minuni, Maica Domnului îl ține pe prunc în brațe, arătând cu mâna spre pruncul Hristos, spre Hristos. Deci, focalizarea vieții noastre este prin rugăciunile Maicii Domnului spre Hristos. De aceea și Sfânta Liturghie este focalizată pe jertfa lui Hristos, iar în cadrul ei sunt pomenite atât problemele, frământările noastre, dar și nădejdea pe care o avem. Aceea ca împreună cu toți Sfinții și împreună cu Maica Domnului să devenim părtași prezenței lui Dumnezeu. Prima parte a Sfintei Liturghii, încununată de cuvânt, liturgia cuvântului, este urmată de cea de-a doua parte, da, este liturgia euharistică. Și ne amintim doar că la această frumoasă liturghie de la Prasnicul Adormirii Maicii Domnului, liturgia este săvârșită de către înalt preasfințitul părinte și arhiepiscop Andrei, alături de preasfințitul Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, care o liturghisesc împreună cu preasfințitul vicar de la Macarie, de la Glavinița, de la Mitropolia de Ruse din Bulgaria. Aseară, preasfințitul Macarie a avut un cuvânt pe care l-a menționat, de asemenea și preasfințitul Veniamin, un cuvânt încurajator pentru toți cei care au participat, și de asemenea și părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, spunea următoarele cuvinte: lumea în care noi trăim acum sângerează, iar Maica Domnului cu siguranță că este îndurerată, iar Hristos este în stare de jertfă. Dar ținta noastră este ziua neînserată și neînsângerată a Împărăției lui Dumnezeu. Mântuitorul se jertfește perpetu pentru noi, dar vremurile în care trăim sunt sângerânde și din cauza războiului pe care îl trăim. Dumnezeu nu se grăbește, își are planurile sale, dar nu va întârzia să ne ajute atunci când avem nevoie de El. Maica Domnului
ne dă această nădejde. Ea, prin viața ei, ne vorbește de fapt despre acest moment în care ne vom întâlni cu Dumnezeu, ziua aceea fără război, ziua aceea fără durere, ziua aceea în care totul va fi transfigurat de lucrarea Duhului Sfânt. Titori, binefăcătorii și miluitorii catedralei, mântuirii neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii ce sostenesc înălțarii acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot, bine primită să-ți fie întru tot, bunule stăpâne, această mulțumire pe care ți-o aduce robul tău, arhimandritul Nicolae, starețul mănăstirii acesteia, dinpreună cu tot soborul, și pe care ți-o aducem noi toți pentru toate darurile pe care mereu și cu belșugare le reverși asupra noastră. Și ca pe Domnul și Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm, te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, ne rugăm cu umilință, ca nemăsurata ta milostivire, după cum ai binevoit a ne primi rugăciunile, așa și pe mai departe, învrednicește-ne să sporim în dreapta credință, în dragoste față de tine și față de aproapele nostru și întru toate faptele cele bune. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doctorul sufletelor și al trupurilor, care smerești și înalți, care cerți și iarăși tămăduiești, cu mila îndurărilor tale, cercetează-i pe frații noștri care sunt bolnavi în această epidemie de COVID și în toate bolile, și tinde brațul tău cel plin de tămăduire și de doctorie și ridică-i din patul durerilor și sănătoși arată. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, Mântuitorul nostru, Cel ce-a intrat în templu la înjumătățirea praznicului și pe oameni i-a învățat, încât se mirau popoarele și ziceau, de unde știa acesta scripturile nefiind învățat? Și David grăiește, veniți fiilor, ascultați-mă și vă voi învăța frica Domnului. Cel ce l-a învățat pe Solomon înțelepciunea, cu milă și cu îndurări, cercetează-i pe copiii noștri, pe tinerii noștri, elevi și studenți, și le luminează mintea ca să priceapă toată învățătura cea bună și folositoare, ca prin înțelepciune și prin viață bună să fie bucurie părinților și întărire sfintei noastre biserici și țării noastre. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Plângere cu vărsare de lacrimi, jale și mâhnire adâncă ne-a cuprins pe noi, Doamne, din pricina suferințelor aduse de războiul din Ucraina semenilor noștri. Pentru aceea către Tine, Dumnezeul nostru, cu inimă smerită strigăm, contenește ca un milostiv suferința aceasta, iar frica ce ne-a cuprins să ne fie spre pocăință și de grav, izbăvește pe toți de orice nedreptate, asuprire și prigoană, ca în pace să viețuim după voia Ta. Ne rugăm Ție, celui grabnic spre ajutor și tare în apărare, auzi-ne
și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru toți frații noștri care au venit în pelerinaj la Sfânta Mănăstire Nicula și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia Ta. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ești molen se podunuseaște și dobrodește. Toate aceste rugăciuni, rugăciuni speciale care se rostesc în cadrul Sfintei Liturghii, în această perioadă a ectenilor, de cerere la care se răspunde întrăit, Doamne miluiește, de trei ori. Este o focalizare pe această dorință ca Harul lui Dumnezeu să lucreze în viețile noastre, în toate domeniile. Și am văzut că rugăciunile acoperă întreaga viață. Toate vârstele, toate frământările, toate evenimentele sociale, totul este adus înaintea lui Dumnezeu. În cadrul liturgic ne pregătim de un alt moment important, cel prin care pâinea și vinul, ca elemente euharistice din care, prin sfințirea lor, noi ne vom împărtăși, sunt aduse pe masa Sfântului Altar. Este momentul în care se cântă heruvicul și acel im frumos care ne aduce aminte de chemarea noastră. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului. Și în mijlocul căruia, da, se așează acele pomeniri speciale pe care le face Biserica, pentru ca să ne aducem aminte că toți împreună suntem aduși înaintea lui Dumnezeu, pentru ca Duhul lui Dumnezeu să vină peste viața noastră, în viața noastră. Să ascultăm acest imn liturgic al heruvicului, un imn care ne aduce aminte de chemarea pe care o avem fiecare în Sfânta Liturghie. Imnul liturgic spune: noi, cei ce tainic chipul heruvimilor suntem și făcătoarei de viață trăim, întrăit sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm. Iar după pomenirile care se vor face și intrarea în Sfântul Altar sau aducerea lor pe masa altarului, se va cânta: ca pe împăratul tuturor primind, pe cel ce nevăzut e înconjurat de cetăl îngerești, aliluia, aliluia, aliluia. În altul Bartolomeu, mitropolitul Clujului tâlcuia acest frumos moment liturgic, făcând o observație foarte frumoasă. De ce acest imn începe cu expresia: noi, cei ce tainic chipul heruvimilor fiind? Vedem că toate aceste fraze din imnul liturgic au un singur subiect: noi. Dar cine suntem noi în acest moment liturgic, de fapt în Sfânta Liturghie? Acest noi este definit de prezența îngerilor. Și textul rugăciunii spune, rostite în taină de preot, spune: fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea Sfinților Tăi
îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea ta. Îngerii, heruvimii, sunt cei care neîncetat îl laudă pe Dumnezeu prin cântarea Sfânt, Sfânt, Sfânt. Și aceasta este întreita sfântă cântare pe care acum îngerii i-o aduc trăimii celui făcătoare de viață. Dar noi, la rândul nostru, mărturisim prin acest imn că suntem cei ce tainic le suntem chip îngerilor. Cum adică suntem chip? Se întreabă în altul Bartolomeu. Noi îi reprezentăm în mod tainic pe nevăzuții heruvimi. Și cum îi reprezentăm? Pentru că noi nu avem nici sfințenia îngerilor, nici necorporalitatea lor. Dar cel puțin, spune mitropolitul Bartolomeu, în aceste momente liturgice avem ceva în comun, și anume cântarea doxologică, cântarea prin care îl preamărim pe Dumnezeu. Iar noi facem acum pe pământ ceea ce îngerii fac veșnic în ceruri, și anume îl lăudăm pe Dumnezeu. Biserica mărturisește prin această cântare că adevărata schimbare a omului se face prin focalizarea pe Cel ce este Dumnezeu. El însuși lucrează în viața noastră, se atinge de viața noastră, pentru că El este Cel ce ne-a creat. El este Cel care s-a jertfit pentru mântuirea noastră. El este Cel ce poate ridica păcatul și neputința din viața noastră. El este Cel care ne dă harul pentru ca noi să ne putem apropia de El. De aceea cântarea spune, toată grija cea lumească de la noi s-o lepădăm. Iar în locul acestei griji să așezăm preocuparea cu împărăția lui Dumnezeu, cu viața în această împărăție alături de El și pentru El. Acum se vor lua darurile care se aduc înaintea lui Dumnezeu, adică pâinea și vinul, rodul pământului, rodul muncii noastre, pe care îl aducem și îl dăruim înapoi lui Dumnezeu. De la El le avem și Lui le aducem. Și aici se va întâmpla minunea. Dumnezeu, primindu-le, le binecuvintează și ni le dă înapoi sub chipul trupului lui Hristos și al sângelui lui Hristos, pentru a ne împărtăși cu ele. Pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna.
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe preafericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe preasfințitul părintele nostru Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, și pe preasfințitul părintele nostru Macarie, episcopul vicar al mitropoliei de Ruse, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe părintele Arhimandrit Nicolae, starețul mănăstirii acesteia, dinpreună cu tot soborul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, arhierei, preoți, eromonahi, erodiacon, diacon, monahi, monachii, tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe înalt preasfințitul părintele nostru Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binefăcătorii acestei mănăstiri și pe toți pelerinii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pentru cei care au fost aduse vii și adormiți, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe adormiți într-o fericire, patriarhă Bisericii Ortodoxe Române, Mirul Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, răustași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în legări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate și demnitate poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția Sa. Amin. Și pe voi, pe toți drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. I-am văzut pe toți cei trei ierarhi liturghisitori, pe înaltul Andrei, pe preasfințitul Veniamin și pe părintele episcop vicar Macarie de la mitropolia din Rusă, din Bulgaria, pomenindu-i pe toți cei care sunt înțeleși ca fiind parte a Sfintei Liturghii, atât vii cât și morți, atât cei care s-au jertfit pentru această țară, atât cei care sunt prezenți acum la liturghie sau nu sunt, toți cei ce au fost pomeniți în taină, toți sunt aduși acum pe masa Sfântului Altar, acel disc, prin miredele pe care săvârșitorii le-au luat din prescurile pe care credincioșii le-au adus ca dar înaintea lui Dumnezeu la această Sfântă Liturghie. Toți suntem reprezentați, toți suntem acolo înaintea lui Dumnezeu, pe masa altarului. Să plinim rugăciunea noastră, Domnului! Acum momentul liturgic ne pregătește pentru ceea ce în limbaj teologic numim anamneză, pentru aducerea pâinii și a vinului înaintea lui Dumnezeu și pentru rugăciunea pe care preoții o vor rosti și arhierei de asemenea, pentru ca Duhul Sfânt să se pogoare peste pâine și peste vin, la fel ca în ziua Rusaliilor. Iată, Biserica Ortodoxă vorbește despre o cincizecime continuă în care Harul Duhului Sfânt lucrează permanent în viața Bisericii, în viața acestei lumi, după planul, după rânduirea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru fiecare dintre noi. Ce observăm, iarăși ca moment important, este acest sărut al păcii. Vedeți, înaintea lui Dumnezeu nu se poate intra decât în stare de jertfă. Ne spunea și Părintele Stăniloae în dogmatica sa. Pentru că Hristos este în stare de jertfă și liturghisește continuu. De aceea și noi când liturghisim și când venim înaintea lui Dumnezeu, nu putem veni decât în acea stare de jertfă. Și starea de jertfă începe cu renunțarea la sine, cu desprinderea de acel ego, desprinderea de acele probleme ale noastre și orientarea înspre ceilalți. Și acest sărut al păcii vorbește despre nevoia de împăcare. Nu pot veni să am o relație cu Dumnezeu, o relație bună, decât dacă sunt împăcat. Împăcat cu mine însumi, împăcat cu semenii mei. Și așa mă pot uni cu Dumnezeu ca să pot mijloci înaintea Lui. Și modelul împăcării, modelul acesta al smereniei, modelul renunțării la sine, este întruchipat de Mântuitorul și am văzut, din pricina praznicului pe care îl avem,
astăzi, adormirii Maicii Domnului, a fost întruchipat și de Maica care l-a crescut, i-a dat naștere, l-a crescut, l-a purtat în pântecele ei, l-a educat, l-a învățat. Și tot ceea ce a trăit Hristos, tot ceea ce a vorbit Hristos, este expresia pe care a întipărit-o în El, deși a fost Dumnezeu, mama sa, maica sa, reacțiile sale, emoțiile sale, faptul că nu s-a plecat în fața păcatului, nu s-a plecat în fața bârfelor, toate sunt aspecte pe care o mamă le sădește încă din pântecele ei, dar când poartă pruncul în pântecele ei, pruncul. De aceea o cinstim pe Maica Domnului, de aceea o vedem ca fiind cea aleasă de Dumnezeu pentru ca să îl nască pe Hristos, să le duce pe Hristos și să rămână lângă El până la capăt. Iată și momentul în care sărutul păcii este încununat cu această frumoasă expresie: Hristos în mijlocul nostru. Îndurările unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururia și în vecii vecii în lor. Amin. Mirvse. Starea de iubire despre care vorbește și liturgia este strâns legată de ceea ce mărturisim împreună, de modul în care îl înțelegem pe Dumnezeu, de modul în care îl mărturisim pe El. De aceea, în acest moment liturgic, urmează rostirea crezului. Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Iubiți credincioși, să rostim cu toții crezul. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru curăculatinii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, celor ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.
Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă, cu pace o aduce. Urmează un nou moment plin de semnificație teologică, un dialog teologic care are rolul de a ne pregăti inimile, de a ne focaliza mințile spre actul care se va săvârși, act liturgic, euharistic. Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Să avem inimile. Amen, către Domnul. Să mulțumim Domnului. Cu vrednicii. Să mulțumim Domnului. Evharisteo în limba greacă, euharistie în limba română. Punctul culminant al întregii Sfinte Liturghii este împărtășirea cu Hristos. Împărtășirea cu Hristos cuvântul în prima parte și împărtășirea cu Hristos euharisticul în cea de-a doua parte. De aceea rostul participării la Sfânta Liturghie este tocmai aceasta, de a ne împărtăși cu Hristos. Cel care se aduce, cel care se frânge, cel care este în mijlocul credincioșilor pentru ca ei să se unească cu Hristos. De ce? Ca ei să plece împreună cu Hristos și să trăiască în viața de zi cu zi. Pe care ai binevoit, au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care te înalță zburând. Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, 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 Domnul Sabaoth, binecuvântat de slava ta, Hosana într-o cei de jur, binecuvântat de cei ce vine în numele Domnului, Hosana într-o cei de jur. Această frumoasă cântare care îmbină cântul îngerilor, așa cum îl redă profetul Isaia, cu acele cuvinte ale întâmpinării lui Hristos când el intră în Ierusalim ca rege așteptat de poporul lui Dumnezeu,
dar el va merge spre jertfă. Sunt cuvinte care pregătesc acum momentele prin care se va cere peste pâine și vin prin instituirea făcută de Mântuitorul Harul Duhului Sfânt. Trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Deci, dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu ale celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar pe acea întrebare și de toate cele ce au fost de primă de cruce, de viața de întâlnirea de aminte, de cuia ochiului și de două slăvite ascenire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție-ți aducem de toate și pentru toate. Pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm. Ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm ție, Dumnezeului nostru. Un moment culminant al Sfintei Liturghii este această rugăciune de invocare a prezenței Duhului Sfânt, Harului Duhului Sfânt peste pâine și peste potir, pentru ca Duhul Sfânt să facă din pâine cinstitul trup al Hristosului nostru și din potir cinstitul sânge al Lui. Mai ales pentru prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria. Pomenirea Maicii Domnului în proximitatea invocării prezenței lucrării Harului Duhului Sfânt în fiecare Sfântă Liturghie ne amintește de rolul pe care îl are Sfânta Fecioară, Maica Domnului, în prezența Dumnezeirii pentru viața noastră.
ea va rămâne pentru totdeauna veșnica mijlocitoare, Maica care se roagă lui Hristos pentru viețile noastre, pentru mântuirea noastră. De aceea este pomenită întotdeauna în Sfânta Liturghie, imediat după prefacerea pâinii în trupul lui Hristos și a vinului în sângele lui Hristos. Ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Hristos a luat trup din trupul ei, sânge din sângele ei. De aceea noi ori de câte ori ne împărtășim cu trupul lui Hristos, dumnezeit cu sângele lui Hristos, noi devenim părtași și cu Maica Domnului, ne unim și cu Fiul ei, dar și cu ea. În timpul acestei cântări închinate Maicii Domnului, răsună clopotele. La Nicula, la mănăstire, clopotele răsună de 500 de ani. Încă din 1552 avem mărturii legate de așezământul monahal de aici. Pe urmă, după 100 de ani, s-a vorbit despre o școală pentru grija sufletelor și învățătura pruncilor. Iar tot în acea perioadă, în jurul anului 1690, se vorbește despre un centru de spiritualitate și cultură. Vedem pomenită icoana făcătoare de minuni, mi se vorbește despre pelerinaj și despre școala de pictură pe sticlă care a existat aici, la Nicula, încă din acea perioadă. Locul mirific în care este așezată această mănăstire este cel în care s-a nevoit un pustnic pe nume Nicolae, cel care împrumută numele său pădurii, satului, mănăstirii, mai târziu. În curtea mănăstirii se află o bisericuță de lemn. Inițial, bisericuța veche a ars într-un incendiu și a fost înlocuită în secolul XVII cu o bisericuță de lemn din cătunul Năsal, din satul Fânațe. Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe preasfințitul părintele nostru Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud și pe preasfințitul părintele nostru Macarie, episcopul vicar al Mitropoliei de Ruse, pe care dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Întâi pomenește, Doamne, pe preasfințitul părintele nostru Andrei,
Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, pe care îl dăruiește Sfintilor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și ne dă nouă cu o gură și o inima slăvi și a cânta, preacinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Ти великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Urmează o ictenie pregătitoare pentru rostirea rugăciunii Tatăl nostru, rugăciunea domnească pe care însuși Hristos a lăsat-o ucenicilor și prin ei ne-a lăsat-o și nouă. Cel mai presus de cerul și domnicescul său jertfelnic, într-o milos de bună mileasmă domnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul are și darul Sfântului Duh. Să ne rugăm! Doamne, miluiește! O, izbavi-te nam od всяke skorbi, gneva, bedi i nuži, Gospodu, pomolim se! Gospodi, pomilu! Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Unitate de credință și pătășire a Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, noi Hristos Dumnezeu, să o dăm. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău. Gata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Binecuvântarea păcii, care este rostită de mai multe ori în cadrul Sfintei Liturghii și în cadrul tuturor slujbelor bisericești,
este esențială, pentru că doar într-o stare de pace, pacea cu Dumnezeu, care se răsfrânge în pacea cu sine și în pacea cu ceilalți, ne aduce în această stare de liniște în care putem să ne întâlnim cu Dumnezeu, în care să ne împărtășim cu El. Sfintele Sfinților! Acum urmează un moment liturgic din nou foarte important, în care trupul lui Hristos se așează în potir, după care va urma momentul împărtășirii liturghisitorilor și a împărtășirii credincioșilor. În timpul acesta, strana întotdeauna cântă pricesnele, cântările care ne ajută inima noastră să o apropiem de Dumnezeu. Din cele mai frumoase cântări pe care... Să ascultăm și noi câteva din aceste frumoase pricesne pe care întotdeauna cei care se închină la Nicula le aduc înaintea Maicii Domnului. Toată dăruirea, fiecare din locul în care vă aflați. O Măicuță Sfântă, te rugăm fierbinte să ne asculți de-a purul în marea rugăminte.
zilnic la miloasa spartă, câte vreme lume valuri ne mai poartă. Fă să zbatem zilnic la miloasa spartă, câte vreme lume valuri ne mai poartă. Nu lăsa, măicuță, tu să vii, măicuță, să ne arăți scărarea. Iar că nori și ceață în negrimorzarea, tu să vii, măicuță, să ne arăți scărarea. Nu Amen.
Dragi telespectatori, am fost împreună în acest popas liturgic la Mănăstirea Nicula din județul Cluj, alături de înalt preasfințitul Mitropolit Andrei, de preasfințitul Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud și episcopul Macarie de la Mitropolia de Rus din Bulgaria. Vă mulțumim pentru că ați fost cu noi la acest moment plin de emoție, de sărbătoare, de la praznicul adormirii Maicii Domnului. Vă dorim în continuare o sărbătoare, un praznic frumos, plin de pace și de binecuvântare duhovnicească. Doamne ajută tuturor! Credință, să nu ne îndoim când viața noastră este amar și chin. Dă-ne-a ta credință.